descopeream niște mici răvașuri în care erau și cumiție împreună cu familia în izolare. Aici știu, aici când am montat acest spectacol, că eu le montez, după ce primesc cum prim drept așa, după aia eu le tai. Aici așa m-am enervat că îmi venea, nu știam cum să fac să fac o notă de subsol. Descopeream niște mici răvașuri. Da, e răvașe. Dar în apărarea mea vreau să vă spun că nu gândesc glumele la modul le gândesc acasă, le învăț pe de rost și după aceea mă duc pe scenă și le dau așa, fix așa cum le-am scris. Este, le las să se întâmple improvizație, să curgă foarte liber. Și bineînțeles că sunt predispus la tot felul de greșeli și la tot felul de... Din trastele. De fiertat Mulțumesc, mamă, să fie așa și la judecată de apoi e foarte tare Hai să vedem costele Bună ziua, domnul Petru Domnul Sfântul Petru Mă scuzați, domnul Sfântul Petru Hai să vedem un pic Acolo, pe 14 mai 1996 Când ai rămas singur Acasă Hai să dăm un pic Să vedem ce ai făcut tu acolo descopeream niște mici răvașuri în care erau și cumiție împreună cu familia în izolare. De șapte ore, a? răvașuri, 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 răvașuri. răvașuri. <laughs> Substantivul răvaș este în română un împrumut din limba maghiară. Este substantiv neutru, cu forma de plural răvașe. Pentru că substantivele neutre pot avea terminația la plural fie e, fie uri, vorbitorii ezită uneori în privința formei corecte. Soluția este întotdeauna verificarea în dicționar a formei indicate de normă. Le pot savura ca și gustare. Reclamele sunt modul în care uh, uh, compania uh, comunică cu publicul, e foarte important să fie controlat de avocați ce apare ca și uh, comunicare a companiei, uh, ca și comunicare înțeleg. Și ca și asta e o problemă, nu? le pot savura ca și gustare. Vezi, și eu l-am folosit acum ca și Mie mi se pare ca și eu, și Ola din ca și mie mi se pare o greșeală de tip muzical. Le pot savura ca și gustare. Mă gândesc, mare parte mă gândesc la această salată cu ton porumb etc. că poți să o folosești și ca și altceva. Mi se pare că și ăla dă un... face Cânte cu mai uh, 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 armonios. Le pot savura ca și gustare. Ca și... Vezi și ăla, și sună frumos, sună... sună... Blajin, sună și, și e un, e un sunet moale, și ca și o gusti, Ca gustare... Serios acum, dacă stai să analizezi doar, doar fonetic, ca gustare cu ca și gustare, ca și gustare mi se pare că sună, curge mai bine decât ca gustare. Le pot savura ca și gustare. Ne-ai greșit, nu? Și ca gustare. Păi, cred că ce putea să facă domnul actor de voci, putea să zică, putea să o frazeze într-un fel. Uh, și o poți folosi și ca gustare. Și atunci scăpa de această problemă și emisiunea nu mai avea loc. Ca gustare e la limita cacofonii. Ca și gustare? Nu mai este. Ce poate să mai fie altceva decât gustare? Adică ceva ce mănânci? Din nou, cred că e o greșeală cu care trebuie să ne obișnuim, nu cred că o să dispară. Pentru că, da, într-adevăr, e prin adăugare, apare un și, dar și ăla mi se pare că elimină, de fapt, sonorități aspre. Și nu cred că o să scăpăm de el Bineînțeles că poți să o folosești și ca Gustare Ca o greșeală de timp musical da. Adică e, se spune invers O poți folosi și ca gustare Le poți savura ca și gustare Asta e, ca și gustare Aici ai greșeala? Poți să o folosești și ca gustare Poți să o folosești ca și gustare Extinderea utilizării lui ca și dincolo de contextul sintactic specific a fost remarcată, discutată și condamnată de specialiști. În exemplul discutat, spunem corect, le poți savura ca gustare. Într-adevăr, oamenii care lucrează în agenție de publicitate au o responsabilitate enormă în a modela limba, pentru că de foarte multe ori reclamele sunt canale pentru uh, expresii care intră în folclor, efectiv, și avem destule.